Mihai a sosit alături de noi și are vești despre vremea de astăzi, dar și din zilele următoare. Salut, Te rog, mai râde, ce Valentin. Bun găsit. Râde bineanța. Râde bineanța. Da, păi amândoi râde. Poteam. Ce? De ce? Așa. Era, o, era vreo legătură între știrea dinainte și. Nu, niciuna, da. Doamne tot ferește, nu. Tocmai. Dar e cald. E cald, da. Se poate sta la piscina. <laughs> Costum de bani. E caldă astăzi. E... Hai să trecem la lucruri serioase. Ieri a fost foarte cald, a fost 32 de grade. Astăzi este cald, 30 de grade în zilele următoare. Iar e cald, vreo 29-30 de grade. Și ne oprim. Și vineri, vineri se răcește ne oprim. până la 28 de grade. Aha. Ce să mai e? A luat o vreme rasna. Astăzi temperaturile... Adică tocmai de întâi mai, de când trebuie să fie Aşa. frumos și cald. O să fie frumos. Stai puțin, sunt 20, până la 28 de grade vineri. Și după aia sunt bătrâni. Ce, ce, de e Ei, hai, ce e sub 30? Nu, nu. Ce e sub 30? Nu, nu. Ce e sub 30 nu, se pune. Totuși este final de luna aprilie. E, Olivia, dreptate. țin să-ți reamintesc. Mai? În momentul în care temperatura va scădea la o valoare normală, adică va ajunge la 22, 21, 22 de grade, vei spune că este frig. Normal, nu? evident. Am plecat la harta mea că nu, nu mă înțeleg cu... Așadar, haideți să vedem ce se întâmplă cu temperaturile în acest moment. Vă spun și cum avem astăzi vremea în toate regiunile țării. E senin în acest moment, 2-3 nori doar în extremitatea de sud-est a țării, prin partea de sud a Moldovei și prin zona Maramureșului. Temperaturile în momentul de față sunt de la 4 la 17 grade. Cea mai mică este în județul Harghita, Covasna, județul Harghita, nu și în Covasna, la Miercurea 4 grade. Cea mai ridicată, Corugea, în Delta Dunării, acolo sunt 17 grade în capital, a văzut, e Cersenin, 13 grade în zona centrală a orașului. E o zi foarte bună astăzi, foarte caldă pentru această perioadă, temperaturile se apropie de 28-29 de grade în zona de sud a țării, prin Oltenia și Muntenia. Ieri a fost și mai cald, a fost practic cea mai caldă zi din acest an la stația meteo de la Calafat, s-au înregistrat la amiază 32,4 grade, în capital au fost 30 de grade, au fost multe temperaturi ridicate prin dealurile sudice, au fost valori de 28-29 de grade. Vă spuneam că astăzi e timp frumos, dacă plouă, plouă puțin după orele prânzului, doar în regiunile montane, sunt posibile și ceva descărcări electrice, poate și scurte intensificare ale vântului pe parcursul reprizelor de ploaie. Și vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zona României. În Muntenia avem așadar astăzi soare, vântul este slab, ploi doar cu caracter izolat în regiunile mai în alte în zonele de deal, încolo spre munți, temperaturi maxime până la 28-29 de grade. Vreme foarte caldă și în Oltenia, poate că nu vor mai fi valori de peste 30 de grade ca ieri, însă până la 28-29 de grade sigur ajung temperaturile și astăzi. Soare de dimineață până seară, vântul este uh, la locul lui nimic special din punct de vedere meteorologic. Apoi, zona de sud-vest a țării, zona Banatului, propune de asemenea astăzi o vreme foarte frumoasă. Temperaturile sunt ridicate și aici pentru această perioadă anului, vorbind de maxime de 26, chiar 27 de grade. Apoi, zona Crișanei, tot așa, pe la 26 de grade, ajung astăzi temperaturile, cerul nu va avea norări, nu sunt anunțate ploi în această zona României. Nici în Maramure și astăzi nu vor fi ploi, except în regiunile montane, regiunile mai înalte, acolo unde... Ar putea după s-ar putea ca după orele prânzului să asistăm la scurte reprize de uh, ploaie, ploi însoțite eventual de tunete, fulgere și uh, rafale de vânt. În Transilvania, vedeți, ploile sunt pe spații restrânse, în zonele mai înalte, uh, deci în orașele, de, în orașele de munte, temperaturile sunt uh, de pe la 22, văd, până la 27 de grade în Alba Iulia. Uh, sunt temperaturi comparabile cu cele care s-au înregistrat ieri. Apoi, zona Moldovei. În Bucovina avem o creștere de temperatură. Ieri în nordul Moldovei au fost doar 19-20 de grade, astăzi temperatura urcă până la 25-26 de grade. Evident că e vreme frumoasă și în această zona țării și, în fine, vreme însorită astăzi și în Dobrogea. Temperaturile, aici le regăsim pe cele mai mici, în partea de nord a litoralului, deci în zona Deltei, în județul Tulcea, la amiază doar 19-20 de grade, însă e mult mai cald, vedeți, în partea continentală a Dobrogei, vreo 27 de de grade, ploi doar cu caracter izolat. În fine, în București astăzi vor fi la amiază 28-29 de grade, vreme foarte frumoasă, mâine iar e cald, 30 de grade, depoi mâine parcă, parcă se mai recorește puțin atmosfera, o maximă oricum de 27 de grade, mod normal n-ar trebui să fie mai mult de vreo 22 în această perioadă anului. Cam atât pentru moment, revin cu prognoza pentru zilele viitoare, puțin mai târziu. Olivia Vali?